Recuperarea medicală este foarte importantă atunci când o persoană a suferit un accident, are o dizabilitate sau o incapacitate temporară și dureroasă. Apărută în timpul primului război mondial, când foarte mulți răniți au fost nevoiți să revină la o viață normală, fiziokinetoterapia redă funcționalitatea organismului, înlătură durerea și îmbunătățește mobilitatea articulară. Durerile de spate, durerile reumatice, articulare, recuperare după fracturi, luxații sau entorse sunt câteva dintre aplicațiile fiziokinetoterapiei. Poate fi folosită și în scop profilactic, în sensul prevenirii diferitelor afecțiuni reumatismale sau pentru a menține tonusul muscular. Pe lângă fiziokinetoterapie, la ora actuală există și alte alternative complementare. Crioterapia. Metoda ajută la întărirea fizică a organismului, la recuperarea rapidă și eficientă după traumatisme, diminuează durerea și inflamația. Stăteam foarte mult la volan, dureri de spate, știe toată lumea, nici vârsta nu era cea unui tinerel care deocamdată nu se resimte după anumite eforturi și activități sportive. Cert este că după această criosaună, senzația de bine este foarte plăcută. Este o senzație de relaxare și în timp, efectele acestea sunt convins că se vor vedea la fiecare care va participa la o ședință de criosaună. Au dispărut durerile de spate după câteva ședințe de criosaună? Da. Pot să vă spun că am încercat pentru aceste dureri să le ameliorez cu antiinflamatoare. Dar știm foarte bine efectele acestor antiinflamatoare. Iar în urma criosaunei s-a rezolvat problema mult mai repede. Și vorba aia acționează și asupra, cred, a mușchilor în special, dar fiind tot corpul în această criosaună, va acționa pentru refacerea tuturor organelor care se află în corpul nostru. Crioterapia este folosită cu succes și de către sportivi. De multe ori aceștia, prin performanțele pe care le fac, ajung la limitele rezistenței corpului omenesc. Uneori apar boli legate de antrenamentele sportive intensive. Foarte importantă pentru sportivi este vindecarea rapidă și eficientă a consecințelor datorate traumatismelor sportive clasice. Înainte lumea mergea la fizioterapie, kinetoterapie, însă acum am evoluat puțin și pentru a ține pasul cu schimbările din societate, am ajuns să facem criosaună, o metodă foarte bună de refacere, atât pentru sportivi, cât și pentru oricine dorește după o zi obositoare de muncă sau persoanele care au anumite probleme, dureri de spate, dureri de genunchi, pot veni la criosaună pentru a se reface în mai puțin de 3 minute. Este o terapie nouă, după cum am spus mai devreme, cu foarte multe beneficii. Pentru mine funcționează mai ales având antrenamente și având activitate sportivă zilnic. Simt nevoia de recuperare pentru că organismul îmi cere. Starea de bine intervine imediat după ce ai ieșit de la ședința de criosaună, însă sunt necesare 10-20 de ședințe pentru a observa rezultate și pentru a-ți menține acea stare de bine în organism, exact ca la orice dietă sau la orice tratament pe care îl urmezi. Trebuie să fii constant și să respecti anumite lucruri. Sfatul pe care vi-l dăm, nu uitați niciodată de sănătatea dumneavoastră. Haideți să lăsăm deoparte neajunsurile sau lipsa de timp și să realizăm că dacă nu am avea sănătate, ar fi foarte greu să avem și restul.